Bună ziua și bine v-am găsit la sesiunea de informare publică după ședința de guvern de astăzi, joi 25 ianuarie 2024. Guvernul a aprobat și a analizat în ședința de astăzi un nou set de soluții stabilite în urma consultărilor cu fermierii și transportatorii. După sprijinul aprobat săptămâna trecută de guvern pentru sectorul vegetal, astăzi, la propunerea Ministerului Agriculturii, au fost adoptate scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de animale, în valoare totală de aproximativ 358 milioane de lei. Vor beneficia de acest sprijin crescătorii de bovine, de carne, bivolițe, suine și din sectorul avicol, respectiv întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice după caz, precum și persoanele juridice. Schema de ajutor de stat pentru sectorul bovine, de carne și bivolițe este de aproximativ 79,5 milioane de lei, iar cuantumul acordat va fi de 100 de euro per cap de animal. Sectorul suin va beneficia de o schemă de ajutor de stat de aproximativ 126,5 milioane lei, iar sectorul avicol de aproape 152 milioane de lei, iar banii vor ajunge la fermieri până la finalul lunii iunie a acestui an. O altă formă de ajutor pentru toți fermierii va fi subvenționarea accizei la motorină utilizată în agricultură. În acest an, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 270 milioane de lei. Vă reamintesc că guvernul, ca și până acum, a calculat această cotă de decontare la nivelul maxim posibil și permis de lege. Tot astăzi a fost aprobată ordonanța de urgență pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul trecut 2023, iar beneficiarii acestei ordonanțe de urgență vor fi producătorii agricoli care au încheiat contracte de credit, respectiv de leasing, și ei pot solicita blocarea, suspendarea acestor rate până la redresarea lor economică. La capitolul transporturi, guvernul a soluționat prin adoptarea unui act normativ propus de Ministerul de Resort revendicări ale transportatorilor după cum urmează. Au fost agreate în urma consultărilor cu federațiile reprezentative din domeniu prin ordonanțe de urgență, modalitățile de efectuare a actului de control de personalul de specialitate CNAIR-SA. Controlul va fi distinct pentru utilizatorii străini și pentru cei români, corelat cu faptul că responsabilitatea deținerii rovinietei valabile aparține după cum urmează. În cazul utilizatorilor străini, responsabil este conducătorul auto, iar în cazul utilizatorilor români, responsabilitatea aparține deținătorului vehiculului pentru stabilirea modalității de utilizare a camerelor video din punctele de trecere a frontierei sau din proximitatea acestora, respectiv pentru monitorizarea traficului rutier, dar și pentru reglementarea timpilor de așteptare pentru trecerea frontierei, după cum a anunțat de altfel și premierul. În traducere, această ordonanță ar însemna că șoferii, transportatorii care petrec în vamă și au timp de așteptare peste un anumit nivel, să nu mai fie sancționați dacă rovinieta plătită expiră în intervalul în care ei practic nu circulă pe drumurile publice, ci doar așteaptă formalitățile vamale. Am o veste bună și pentru seniori. În 2024 vor fi asigurate peste 135.700 de bilete la tratament balnear prin Casa Națională de Pensii Publice. Acest număr reprezintă o creștere cu aproape 16.000 de bilete față de anul trecut, 2023. Dintre acestea, aproximativ 60.000 vor fi asigurate în bazele de tratament administrate de Casa Națională de Pensii Publice, conform hotărârii de guvern adoptate astăzi.
prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, suma aprobată în vederea asigurării de tratament balnear pensionarilor și persoanelor asigurate în sistemul public de pensii a fost majorată de la 300 de milioane de lei, cât a fost în 2023, la 400 de milioane de lei pentru anul care tocmai a început. Durata unui sejur este de aproximativ 16 zile, iar tratamentele balneare sunt de regulă calibrate pe durata a 12 zile. Acestea sunt doar câteva măsuri aprobate astăzi în ședință de guvern, dar, după cum v-am obișnuit, va urma un comunicat detaliat pe măsurile luate astăzi de către executiv, plus cifrele aferente fiecărui act normativ în parte. Vă stau la dispoziție pentru alte lămuriri, dacă vi le pot da. Vă rog. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Antena 3 CNN. Vă rog să ne precizați ce ați stabilit cu sindicatele din sănătate. Spuneau când au ieșit că ați agreat o majorare cu 20% a învelopei în două tranșe. Guvernul a transmis însă în comunicat că vorbim despre o majorare de 15%. Da, dați-mi voie să contextualizez un pic acest subiect, pentru că el vine pe fondul mai multor revendicări din mai multe sectoare profesionale ale României și vreau să punctez faptul că executivul și-a manifestat disponibilitatea de a dialoga în detaliu, aș putea spune, cu aceste categorii profesionale și avem, iată, rezultate astăzi în ceea ce privește agricultorii și transportatorii și în ceea ce privește angajații din sănătate, premierul a fost săptămâna trecută la Consiliul Sanitas. La începutul săptămânii a avut loc o întâlnire cu aceiași reprezentanți la nivel de consilier de stat pentru a înțelege foarte bine doleanțele lor. Iată astăzi premierul, vicepremierul Marian Neacșu s-au întâlnit de asemenea cu protestatarii și s-a convenit într-adevăr o creștere per total a anvelopei salariale în domeniul sanitar de 20% pentru 2024, 5% a fost deja plătit prin majorările bugetare pe care le-au resimțit și salariilor din sistemul bugetar pe care le-au resimțit și angajații din sănătate începând cu 1 ianuarie și urmează într-adevăr în alte două tranșe în prima jumătate a acestui an și restul majorării de 15% pe anvelopa salarială din sistemul sanitar. Și ca să continui cu contextualizarea, astăzi a fost doar o discuție, am avut șansa să particip să asist la această discuție, una foarte fructuoasă și deschisă de ambele părți. Pentru a se înțelege și mai bine doleanțele sistemului, s-a constatat un lucru în urma întâlnirilor de până acum. Pe lângă revendicările de ordin financiar, există și o mare preocupare și o necesitate în sistemul sanitar de compensare a personalului medical, de care depinde calitatea actului medical la care românii au dreptul. Și de aceea, în săptămâna viitoare, cât mai devreme posibil, va avea loc o nouă întâlnire la care, pe lângă Ministerul Sănătății reprezentat și astăzi la masă, va veni și Ministerul Muncii și, mai mult decât atât, vor veni managerii spitalelor care au cea mai mare sarcină de servicii din sistemul public. Mă refer aici în special la spitalele universitare din toată țara și la acele puncte nodale regionale concretizate în spitalele județene care au o sarcină foarte mare de pacienți. Astfel încât majorarea necesarului și aprobarea finanțărilor pentru noi posturi din sistemul medical să fie ajustate cu necesitățile reale din sistem. Aș vrea să ne lămuriți totuși, pentru că sindicaliștii spuneau clar, se așteaptă la o majorare de 20% în două tranșe, 10% în martie și spuneau de 10% în vara acestui an. De ce ați vorbit pe voci diferite dacă v-ați consultat? Eu, sincer, nu știu la ce referire faceți dumneavoastră la ce declarații. Care au fost făcute după întâlnirea de la guvern. Pe care însă nu le-am văzut, îmi cer iertare. Dar tocmai de aceea, astăzi nu a fost decât o întâlnire prin care s-a stabilit
pe lângă majorarea pe anvelopa salarială menționată de 20% pe tot anul 2024 și continuarea dialogului la un nivel din ce în ce mai aplicat. Iertați-mă, va fi partener de discuție săptămâna viitoare și conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și cred că 20% este cifra de care trebuie să ne legăm pentru anul 2024. Cum va fi împărțită și distribuită, asta rămâne să se stabilească și să se concretizeze în acte normative ulterioare. Guvernul susține majorarea salariilor medicilor, de exemplu, cu același procent cu care ar trebui să crească, dacă ne uităm, salariile asistentelor sau ale brancardierilor. Care este poziția Guvernului? Da, aici poziția Guvernului este următoarea. Deciziile acestea ar trebui să fie în comun acord cu sistemul sanitar care își cunoaște cel mai bine necesitățile. Tocmai de aceea dialogul social este cel care primează și pe lângă calculele bugetare macro pe care le poate face guvernul și pentru a-și comunica disponibilitățile, distribuția efectivă a majorărilor salariale în interiorul sistemului de sănătate va fi decisă în totală cooperare cu reprezentanții medicilor. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Ați anunțat că guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență pentru suspendarea ratelor pentru agricultorii afectați de secetă. Vă rog să ne spuneți, nu ați spus exact pentru cât timp, ați spus până la redresarea lor economică. Pentru cât timp s-a adoptat? Da, este vorba evident de credite deja în derulare și este vorba de anul în curs. Ca să vă dau precizări mai exacte, va trebui să mă lăsați să apelez la comunicatul de presă pe care îl vom da imediat, tocmai pentru a nu pune în circulație o informație care, pe care nu sunt 100% stăpân. Deci nu știți asta. Dacă 3 luni, 6 luni, 12 luni, nu știți acum. Pentru ce interval, revin la dumneavoastră. Reveniți cu informația. Așa. Da. Și câți agricultori ar urma să beneficieze de această suspendare a ratelor, câte credite ar fi și ce a zis BNR-ul, că se aștepta avizul BNR. Avizul BNR a venit, ce a zis efectiv BNR-ul, nu știu, dar acest aviz a venit. A venit, ultimul aviz, pot să vă spun, a fost de la Ministerul Justiției, care a avut o observație pe tehnică legislativă, iar beneficiarii vor fi cei care vor decide că e oportun pentru ei în derularea acestui credit să apeleze la posibilitatea dată de această ordonanță. Piața va decide acest lucru. Piața a solicitat, băncile și BNR-ul au analizat. Dumneavoastră nu știți ce s-a analizat, adică ce impact ar avea la nivelul băncilor, câți ar fi cei care solicită astfel de lucruri. De regulă se face o estimare înainte. Nu ai cum să faci această estimare atâta vreme cât nu ai input, dacă îmi dați voie să folosesc termenul din piață, câți anume din cei care derulează contracte în clipa asta simt și nevoia de apelarea la acest mecanism, de a-și eșalona sau îngheța ratele pe o perioadă determinată. Este un mecanism pus la dispoziție celor care au în derulare un credit. Pentru bănci ce va însemna acest lucru? Va trebui să întrebăm băncile. Ce impact va fi? Depinde dacă au 10 credite date și 10 creditori cer să fie suspendat creditul, impactul e pe măsură. Dacă din 10 doar unul cere, e o cifră pe care nu înțeleg cum aș putea să o estimez eu în clipa asta. Mă iertați. Bun, aștept să reveniți atunci cu perioada, e foarte important. Sigur, cu asta se rezolvă imediat. Mulțumesc. Bună ziua, Rud Novakovici de la Euronews România. Au existat negocieri astăzi între premier și ambasadoarea SUA în legătură cu vizele waiver? Cu programul Visa Waiver, vreți exact, să spuneți. Da. Nu știu dacă termenul negocieri este cel corect. Într-adevăr, premierul a și anunțat în agenda publică o întrevedere cu excelența sa, doamna ambasador a Statelor Unite, o întâlnire care este una recurentă și absolut normală între partenerii strategici care sunt România și Statele Unite. Da, programul Visa Waiver a fost pe ordinea de zi a discuțiilor, de altfel nu este prima dată și cred că acest guvern își asumă, pe lângă eforturile de a duce la bun sfârșit programul Schengen, de a pune România în parametrii realiști și predictibil de accedere la OCDE, respectând criteriile economice, cred că Visa Waiver este o nouă țintă
realistă, aș putea să spun, pe care guvernul și-o propune în această clipă. Sunt în continuare niște criterii tehnice pe care România trebuie să le îndeplinească, dar deschiderea din partea americană este totală pentru a ne ajuta să punem implementarea acestui program într-un calendar cât mai scurt posibil. A fost menționat anul 2025 în discuție? Nu știu să fi fost menționată o țintă atât de precisă, poate fi și mai devreme. Repet, în clipa în care România va îndeplini 100% niște parametri tehnici de altfel cunoscuți în spațiul public, cred că programul Visa Waiver este o țintă foarte realistă. În Gașul Digi24 au venit și reprezentanții Asociației Primarilor de Comune astăzi la guvern pentru a notifica guvernul că doresc o actualizare a salariului pentru că ar fi singurii din grilă care sunt momentan la 70%. Nu vor o majorare, ci vor pur și simplu o actualizare, altfel vor porni o grevă pe data de 5 februarie. Se poate ajunge la această actualizare? L-ar putea crește veniturile? Da, mi-e dificil să angajez eu guvernul într-o măsură ca aceasta. Nu pot decât să mă bizui atât cât sunt în stare să comunic deciziile deja luate. Notificarea a avut loc, dacă spuneți dumneavoastră, dar cred că aceste lucruri trebuie rezolvate și pe paliere, plecând de la autoritățile locale către centru. Poate s-au sărit niște pași de discuție și, dacă nu mă înșel, cei care au depus această cerere sunt beneficiarii creșterii cu 5% de la 1 ianuarie a salariilor. Susțin că totuși este o discrepanță între salariile lor și, de exemplu, salariul primarului capitalei, pentru că acolo salariile cresc cu adevărat, iar ei au venitul cât al unui constructor. S-a luat la cunoștință de aceste doleanțe. Probabil că, repet, pe principiul stăm de vorbă ca să înțelegem foarte bine necesitățile tuturor și soluțiile realiste pe care le avem, se va deschide o nouă cale de un nou dosar de dialog. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi și, repet, revin cu detaliile într-un comunicat mai amănunțit în ora următoare. Cele bune, la revedere!